Bucură-te că prin icoane credința oamenilor se întărește. Bucură-te că prin ele multe erezii s-au viruit. Bucură-te că icoanele, o Doamne, prețuit bisericii s-au vădit. Bucură-te că icoanele făcătoare de minuni dreapta credința au adeverit. Bucură-te că necredincioșii, văzând minunile, s-au smerit. Bucură-te că prin trânsele lumea s-a luminat. Bucură-te că icoanele scurt neînfruntat s-au arătat.
Bucură-te, Marie, prea curată împărăteasă, voie să ridice locaș de rugăciune și căutând un loc prienic dorit de Dumnezeu, Dregătorul ia nehatembul prin pronie divină, asculta ruga călugărilor vețuitori în codriașilor din dealul mare și-a înălțat un schiț Sfântului Ierar Nicolae, împreună cu aceștia să-i cânte lui Dumnezeu cântarea. Aleluia! Aleluia! Și Tatălui omnicească noi și în sea noastră, tare Maica Fiului Dumnezeu, a ridicat băiruia Miha trembulână, băienița din dealul mare, premulțumire pentru izbăvirea lui din neunia năvăritorilor în care mă napie, să-ți cânte ție așa. Bucură-te că ea ne-a drembul, s-a arătat iubitoarea lucrurilor sfinte. Bucură-te că și-a plecat urechea la călugărilor rugăminte. Bucură-te că lângă schipul vechi, biserică nouă ți-a întemeiat. Bucură-te că pentru noua mănăstire, am două ca bijuterul moșia s-a i-a dat. Bucură-te că însuși Domnul Sfântului Gheorghe Ghica în fapta cea bună l-a sprijinit. Bucură-te că meci înținindu-se de grabă lucrul a izbăvit. Bucură-te că noul locaș călugării și credincioșii te-au preacestit. Bucură-te că la frații cu nașterii tale plădica Gedeon cu soborul de rat ca-i mortovei, lăcașa-o târnosit. Bucură-te că salbă mănăstirilor închinate ție, ca un nou mărgăritar s-a împodobit. Bucură-te că cingătoarea duhovnicească a iașilor prin noua mănăstire s-a întărit. Bucură-te că ctitori de ctitori mănăstirea ta a fost cu multe daruri din strată. Bucură-te că boieruiane pentru plătirea ta ți-a dus răsplată. Bucură-te, Marie, prea curată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorește mântuire. Scăparea de Dumnezeu cu care ești o plătivare și mijloacevarea noastră la Dumnezeu trăit. Cum lucrești cu probleme de inima cădemă înaintea icoanii tale pe care de nenumărată ori ai arătat-o făcătoare de minun prin lucrarea Harului Divin. Ascultă și puțina noastră rugăciune și primește cererea noastră. Te rugăm mândrosirea, nu rugăciunile noastre la prestolul Sfintei Trăinii, care îi mulțumim. Domnului Dumnezeu, pentru toate bune pace, cele pe care ne-ai revărsat asupra noastră. De asemenea, te rugăm mândrosirea, Maica, până la Tatăl Sfântului, să trăiești și trăiești în tot felul, arată-te de mărnicare, urmă-te suferință, dă-te să răzunti vicina vințurilor, arată-te împăritoare și sprijinitoare, celor fără de anăposii acoperitoare, profesorilor și studenților și elevilor, căruiește-le în minte vedetoare, căruiește gândul bunul celor care ne conduc, căruiește-le pricepele și răzare, celor care călătoresc pe uscat de apă și prin aer și pentru care sunt într-o felul de încercări să ne voi ști în față cum o plătește cu acoperământul tău cel puternic. Revarsă-mi la ta asupra noastră tuturor și mi-ncloșește pentru noi lumina iertării cu Tatălui noastră
împlinirea cererilor de folos de la trecut de necător. Pentru ca divina zăcolul și obrăbirea ta născătoare de Dumnezeu, poze obrăbirea semnele în cunoștință, să mă minte Tatăl pe Fiul și pe Sfântul Duh, când vreți vreți celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe popor. Niciodată n-ați venit la noi fără să ne aduceți ceva. Astăzi, anul trecut și acum 2 ani, ne-ați adus multă bunăstare, multă bucurie, holdi bogati în toată zona și asta pentru noi este cea mai mare binecuvântare pe care ierarhul nostru din teritoriul comunii. Vreau să vă mulțumesc în numele oamenilor din comună pentru rugăciunile deosebite făcute, pareți, pentru că da, ca duhovnic al meu și să îl rog să nu uite să se ne ierte dacă câteodată mai greșim. Dumnezeu blagoslovește această comună și cu siguranță Preacurata Maica lui Dumnezeu ne-a adunat în această zi binecuvântată, în acest loc binecuvântat. Spun loc binecuvântat deoarece această prea frumoasă troiță, copia icoanei făcătoare de minuni, vă ocrotește toată comuna și de ce nu, domnul primar îl aude fiecare dată când nu plouă, vine la Măicuța Domnului până vine în dealul mare, cerând binecuvântare, blagoslovine, la Măicuța Domnului să dăruiască ploaie. Ne adună Preacurata Maica lui Dumnezeu an de an și sper și ferească Dumnezeu să nu reușim an de an să fim prezenți în această zi binecuvântată. Este o mare binecuvântare că avem prezența ierarhului și preasfinția voastră să vă dea Dumnezeu sănătate, Hristos și Preacurata Maică Dumnezeu să vă ocrotească. Este prilej de mare bucurie și totodată de mare binecuvântare pentru toată comuna dumneavoastră, binecuvântată de Dumnezeu,
Vedeți că nu orice comună are această mare blagoslovenie, dar Râvna, Evlavia, trăirea, credința acestui om destoinic, acestui, în primul rând, domn și apoi primarul comunității și acum e domnilor voastre, a ridicat acest odor aici spre mângâiere, spre binecuvântare și măicuța Domnului să vă ocrotească în continuare și vă mulțumesc din suflet că ați venit în primul rând și Dumnezeu a rânduit și a blagoslovit să avem ploaia astăzi. Vă îmbrățișez pe toți. Să aveți bucurie și la Dumnezeu și la Maica Domnului.